Mulțumim lui Dumnezeu și pentru anul 2022. Suntem la finalul acestui an și chiar am putut vedea harul lui Dumnezeu peste biserica unde slujesc, peste viețile noastre. E adevărat că anul 2022 a venit așa ca un an de limpezire într-o mare măsură după agitația, presiunea, frica aduse de pandemie, de COVID, și a fost un an în care lucrurile au putut să se așeze, cel puțin în sfera bisericii din România, chiar dacă la graniță anul a început cu alte lucruri neduhovnicești în contextul războiului din Ucraina, totuși biserica din România a avut ocazia să îl slujească pe Dumnezeu, manifestând dragostea și manifestând bunătatea și chiar darurile lui Dumnezeu pentru acești oameni care au nevoie de o atingere specială. Așa că anul 2022 a fost un an plin de provocări. Pe de o parte s-au limpezit lucrurile în urma experiențelor trecute, dar pe de altă parte Dumnezeu ne-a adus o nouă provocare în ce privește contextul politic din zonă. În același timp am văzut o creștere în intensitate a slujirilor pe care biserica le-a făcut atât prin puterea Duhului Sfânt, cât și prin vestirea Evangheliei. Cel puțin pe noi Dumnezeu ne-a focusat mai mult în zona de evangelizare și ucenicizare și am văzut cum Dumnezeu a binecuvântat și a extins această lucrare. Cred că a fost un an în protecția și în harul lui Dumnezeu pentru România. Am fost la granița acestui conflict și de nenumărate ori Dumnezeu ne-a chemat la rugăciune, la mijlocire pentru protecție, dar în același timp a fost un an care nu ne-a lăsat să dormităm, nu ne-a lăsat să mergem din inerția lucrurilor, ci Dumnezeu ne-a provocat să îl slujim pe El. În același timp a fost un an care ne-a dus cu gândul la vremurile sfârșitului. Pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a spus că în aceste vremuri de pe urmă, înainte de revenirea sa pe acest pământ, ne-a spus că vor fi tot felul de boli, de ciumi, de pandemii, cum le numim noi astăzi, însoțite de cutremure, de calamități și chiar războaie și vești de războaie. Deci ceea ce se întâmplă în contextul european, acum foarte aproape de noi, dar și contextul mondial cu multe conflicte armate, nu ar trebui să fie o surpriză pentru credincioși, pentru că Dumnezeu ne-a anunțat că lucrurile acestea se vor întâmpla. Așadar, îi mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns la finele acestui an prin harul Său, prin durerile Lui, prin bunătățile care s-au înnoit în fiecare dimineață și credincioșia Lui care a fost așa de mare în protecție. Iar pentru anul 2023, cred că Dumnezeu va aduce mai multă revelație în trupul lui Hristos. Pentru mine, cred că va fi un an al revelației, un an în care Duhul Dumnezeu se va descoperi altfel și va ridica biserica la un nou nivel de umblare cu Dumnezeu. Umblare în credincioșie și adevăr, dar în același timp și o umblare în manifestare prin puterea Duhului Sfânt. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul acesta și îi mulțumim pentru lucrurile pe care le va face, lucrurile noi, înnoirea pe care o va aduce pentru împărăția Lui și pentru biserica pe care o vrea biruitoare. Fă o investiție înțeleaptă. Investește în împărăția lui Dumnezeu. Pune o sămânță a credinței în lucrarea Alfa Omega.